Bună ziua! Ne aflăm la administrația Parcului Natural Vânători Neamț și gazda noastră de astăzi este domnul director Sebastian Cătănoiu, pe care îl rugăm să ne realizeze o mică prezentare a parcului. Domnule director, bine v-am găsit! Puteți să ne spuneți care este istoria pe scurt a parcului, când a fost înființat și care a fost parcursul în decursul anilor cu principalele realizări ale parcului. Mulțumesc frumos că ați ajuns la noi, sper să vă placă. Parcul a fost înființat în 1999, oarecum, să zic eu, în afara unui istoric mai vechi de arie protejată, a fost înființat, hai să zicem, deodată. Și rațiunea înființării a fost că la acea dată, 1999, ariile protejate din România erau sublime, doar că nu aveau niciun fel de administrație în sens modern al acestei activități. Și atunci Guvernul României împreună cu Banca Mondială au socotit necesar ca pentru trei arii protejate, model, diferite între ele, să se constituie administrații care să reprezinte, să zic eu, modelul pentru viitoarele arii protejate și pentru viitoarele administrații de arii protejate. Cele trei parcuri care au fost vizate de acest proiect au fost Parcul Național Retezat, Parcul Național Piatra Craiului și Parcul Natural Vânători Neamț. Inițial el a fost constituit ca parc forestier. Odată cu accederea în Uniunea Europeană și cu păstrarea, să zic eu, terminologiei consacrate, din parc forestier a devenit parc natural. Parc forestier pentru că 80% din suprafață este fond forestier, pădure de foarte bună calitate, cu arborete bătrâne, unele din ele în continuare au spre 200 de ani, există. Această calitate a fondului forestier, această calitate a pădurii a făcut posibil ca primele ocoale silvice certificate în sistem FSC să fie cele din raza parcului, sunt cele două ocoale, Văratec și Târgu Neamț, astfel că 2002 reprezintă un punct de cotitură, să zic, în managementul forestier în România. Au fost primele aceste două ocoale certificate în sistem FSC. De atunci și până acum, cel puțin Regia Națională a Pădurilor are mai bine de 2,5 milioane de hectare certificate, tot în sistem FSC. Odată cu constituirea administrației a venit și planul de management. Partea frumoasă a lucrurilor s-a terminat relativ repede. Având un plan, a trebuit să-l ducem la implementare, au început și activitățile. Afară de această certificare a managementului forestier, o altă prevedere, un alt obiectiv al planului de management a fost reintroducerea libertatea zimbrului, un vis al multor silvicultori, dar pe care noi am reușit să-l ducem la îndeplinire. Un alt obiectiv a avut legătură cu specificul parcului și anume cu existența a numeroase lăcașe de cult, existența multor obiective care au conotații culturale, istorice și nu doar spirituale, și atunci ca parc natural s-a urmărit armonizarea capitalului natural cu acest capital cultural, spiritual. Și, în sfârșit, un alt obiectiv a urmărit sprijinirea, asigurarea dezvoltării durabile în zonă prin relațiile bune cu comunitățile locale, prin promovarea de modele, prin înființarea de noi, să zic eu, ONG-uri care să ajute, care să medieze activitățile parcului în relația cu aceste comunități. Au trecut 20 de ani de la înființare, parcul a fost mai tot timpul vârf de lance în unele domenii, nu? Am pomenit de certificarea managementului forestier, am pomenit de reintroducerea unui mamifer de talie mare, vorbim despre siturile naturale cu valoare spirituală și cred că, pe scurt, cam asta ar fi istoricul parcului și al activităților sale. Domnule director, în contextul în care situația actuală a zimbrilor din Libertate este mult mai diferită față de începuturile populării în această zonă cu zimbrii,
Știm că există un efectiv remarcabil, avem deja pui crescuți în libertate care au ajuns deja la maturitate și care la rândul lor au progenituri. Vă întreb, care este relația dintre populația de zimbri, ca să spunem așa, grosso modo, cu populația locală, cu oamenii, cu localnicii, cu tot ce înseamnă activitățile în domeniul agriculturii sau zootehniei? Ok, eliberarea, prima eliberare s-a făcut în 2012, dar anul acesta reprezintă, cum aș spune eu, vârful icebergului, pentru că au reprezentat o perioadă de muncă multă în care am trăinuit personalul, am adus animale, am creat facilitățile, mă rog, ne-am pregătit pentru ceea ce va urma, punerea în libertate. Din 2012, în fiecare an, am eliberat nuclei mici de 5-6 exemplare, astfel că acum populația este mai bine de zimbri în libertate este mai bine de 50 de exemplare. Spun mai bine de, pentru că pur și simplu le-am pierdut numărul, nu mai știm exact cât sunt. Și doar în perioada de iarnă reușim să facem o monitorizare, să zic eu, mai amănunțită. Comunitățile locale au privit cu bucurie acest proiect, pentru că el deschide calea pentru, să zic eu, pentru multe alte activități de genul turismului, de genul ecoturismului, pentru micii meșteșugari, reprezintă chiar și un fanion pentru zonă. Există această microregiune pe care toată lumea o știe drept Ținutul Zimbrului datorită acestei reintroduceri și atunci sentimentul inițial a fost de bucurie, de curiozitate. Îmi amintesc că la evenimentul inaugural, atunci când am dat drumul la primele 5 exemplare, s-au adunat invitați sau nu vreo 200 de persoane. În timp, lucrurile au început să-și arate adevărata față, pentru că prezența unui ierbivor de talie mare în libertate și, mă rog, în conjuncție cu interesele comunităților locale, mai ales și cu creșterea efectivelor, au început să apară și micile probleme, adică consumul de clăi de fân lăsate pe teren peste iarnă. Mă rog, pășunatul în culturile, în fânețe și în culturile de lucernă. Niște garduri stricate. Dar toate acestea încă nu au depășit limita suportabilității. Noi reușim ca în perioada de iarnă, atunci când, să zic eu, necesarul de hrană este mai mare, să asigurăm hrănire complementară, astfel încât să reducem la minim, să zic eu, impactul speciei asupra activităților economice. Zimbru este, să zic eu, o specie destul de robustă. În timpul iernii, ramurile, mugurii nu sunt de iertat. Mai ales la speciile pioniere. Mai ales pentru speciile pioniere, la cele cu scoarță subțire, care sunt ușor de consumat. Și atunci, principala activitate în zona parcului, ținând cont de cei 80% fond forestier, fiind exploatările forestiere, acestea, din contra, nu încurcă, ba mai mult, ajuntă prezenței speciei în libertate. Au trecut 10 ani de la prima eliberare, fără să fie avut evenimente dramatice, specia este bine aclimatizată, se mulțește natural, limpede. Anul ăsta am avut numărați, dar fără să putem spune dacă sunt toți, 5 fătări doar în acest an, deci probabil că va fi nevoie în anii următori să mai intervenim cu noi reintroduceri, tocmai pentru a echilibra un pic zestrea genetică a populației, a efectivului existent aici la Vânător Neamț, dar lucrurile sunt oarecum pe făgaș normal. Mai mult decât atât, mai puțin întâlnit este faptul că și ONG-urile mari, mă refer la WWF România sau la Foundation Conservation Carpathia, au replicat aproape în tocmai proiectul de la Vânător Neamț, astfel că acum nu doar la Vânător, ci cel puțin în alte 3 locații există efective de zimbri în libertate. Domnule director, știm că
cea de-a doua atractivitate a parcului importantă este faptul că avem un ținut al mănăstirilor, al așezămintelor monahale. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Ok, Parcul Vânători, așa cum am zis, are și certe trăsături culturale și spirituale, tocmai datorită prezenței acestor lăcașe de cult, dar și a numeroaselor muzee sau case memoriale asociate lor. Nu este o surpriză, sau poate fi o surpriză pentru cei care nu sunt familiarizați cu zona, că în zona parcului există 16 mănăstiri și schituri faimoase. Populația monastică este una de excepție și comparabilă doar cu ceea ce se întâmplă la muntele Athos. Sunt cam 1100 de monași și monahine. În Athos, mă rog, sunt undeva sub 2000, un pic mai mult, dar lucru care ne deosebește de Athos este faptul că există și comunități consistente de maici, chiar Agapea și Păratic, fiecare dintre ele sunt primele două cele mai mari comunități de maici din lumea ortodoxă. Fiecare are în jur de 300-400 de maici. Această concentrare nemaipomenită de lăcașe de cult, vorbind nu doar de schituri și mănăstiri, vorbim și de traseele de pelerinaj, de tot ceea ce se întâmplă în jurul acestor mănăstiri, a făcut ca Vânător Neam să fie recunoscut ca Sacred Natural Site în clasificarea IUCN, adică sit natural cu valoare spirituală, și începând de anul trecut, tocmai datorită acestor caracteristici pe care noi le considerăm importante nu doar la nivel național, ci și internațional, zona monastică a Parcului Vânător Neamț, denumită Peisajul Cultural Monastic Vânător Neamț, este inclusă în tentative list, în lista de așteptare a României pentru promovarea ca sit al patrimoniului universal. Pentru că ceea ce se întâmplă aici este într-adevăr un lucru unic în lume, mai ales că toate cele trei forme de monahism au fost prezente, vorbim de cel puțin 700-800 de ani de viață monastică neîntreruptă, au fost, dar sunt în continuare prezente, și vorbim de viața cenobitică, viața idioritmică și viața de sihaștri. Greu de crezut, și acum în pădurile din zona parcului există călugări care se nevoiesc de unii singuri, atât vara cât și iarna, conform acestei vechi tradiții a pusniciei ortodoxe. Bineînțeles că mănăstirile sunt principalul obiectiv de atracție, dar nu trebuie uitat că ele sunt amplasate într-un cadru natural de excepție, vorbim de pădure, de pădure de bună calitate, și poate aceasta face și deosebirea în sensul bun al cuvântului față de Athos. Sunt mănăstiri, schituri scăldate de pădure, nu neapărat în zone aride, dar în masive forestiere. Un alt aspect pregnant al regiunii este reprezentat prin valorile culinare, valorile culinare împletite cu cele religioase. Amintesc aici și perioadele de post, faptul că avem multe comunități rurale în care tradițiile au fost păstrate, iar influența laturii moderne nu a fost atât de pregnantă ca în alte regiuni. Știm că valorificarea resurselor naturale s-a făcut mult mai bine în decursul anilor, mai ales datorită rețetelor păstrate, ca să zicem așa, în decursul anilor, de la bunică la nepoată. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Da, asta este un fapt asociat prezenței mănăstirilor și a comunităților locale. Mănăstirile nu sunt doar, centre în care s-a prezervat, s-a păstrat, credința sau elementele culturale, dar și această parte culinară. Și aceasta în principal datorită faptului că ei, călugării sau, mă rog, maicile, au un mod de viață oarecum diferit de al nostru. Societatea de consum nu a pătruns așa bine la ei. Producția se
folosește în principal pentru consumul propriu și foarte puțin, să zic eu, iese în afara mănăstirii. Și atunci metodele de lucru, metodele de producție sunt tocmai cele vechi, cele arhaice, cu rezultate deosebite în ceea ce privește nu atât cantitatea, cât calitatea produselor. Indiferent că vorbim de simplu colăcel pe care îl găsim la Văratec sau de schinducul pe care îl putem bea la Mănăstirea Neamț. Deci toate acestea reflectă totuși un alt mod de viață, un alt mod de producție și, bineînțeles, aceste rețete călugărești păstrate poate de sute de ani își fac efectul inclusiv în zilele noastre, mai ales ținând cont că ei, călugării, au un mod de viață totuși mai riguros și mai dur. Vorbim de perioada postului în care, din puținele lucruri pe care le au la îndemână, trebuie să realizeze produse care să fie totuși gustoase, care să le asigure energia pentru activitățile pe care le desfășoară zi de zi. Și atunci o masă la o mănăstire sau la un schit este tot timpul, și datorită ambianței, dar și datorită calității produselor, este tot timpul binevenită și parcă mai gustoasă decât cea de acasă. Relativ la comunități, este oarecum același lucru, pentru că agricultura care se practică în zonă este una de subzistență, adică pământul, mă rog, dă roade doar atât cât oamenii să-și poată hrăni animale, cât se pot hrăni, să se poată hrăni pe ei sine. Și eu știu, din excedentul de produse vorbesc în principal de, eu știu, de pomicultură sau poate de lemn, ducându-mă mai departe de agricultură, excedentul de produse să fac obiectul schimbului, al trocului. Ospitalitatea moldovenească este bine cunoscută, dar noi zicem că aici, la noi, este o chintesență ospitalității moldovenești, pentru că se întâlnesc și obiceiurile și produsele din zona de câmpie, de deal, dar și cele din zona de munte. Astfel că în zona noastră le găsim amestecate și fuzionate tradiții din cele două, să spun eu, regiuni geografice distincte. Domnule director, mulțumim mult pentru informațiile furnizate. Vă dorim succes în activitatea dumneavoastră și vă doresc ca Parcul Natural Vânători Neamț se reprezinte în continuare un creuzet pentru tot ce înseamnă relații cu comunitatea locală, comunitatea științifică și, bineînțeles, cu toate aspectele legate de turism sau, de ce nu, de partea culinară tradițională a zonei. Vă mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc pentru că ați venit aici și dacă există așa o palidă umbră de neîncredere asupra celor ce le-am spus, nu aveți decât să vă convingeți la fața locului. Mulțumesc frumos!